mască cu aloe. Am fiert semințele de ien. Apoi, circa 5 minute, ați văzut, nu a durat prea mult. Apoi am adăugat făină de orez, amidon de porumb, ulei de lavandă, vedeți? 2-3 picături și gel de aloe. Aceasta este prima mască. O să ne dispară și ridurile și o să... Să știți că nu, efectul nu este imediat. Deci în timp o să-l vedeți. Și aici am pus așa. Am pus gel de aloe. Am pus o linguriță de iaurt. Am pus o linguriță de miere de albine. O capsulă de spirulină. Și câteva picături, 4 picături de ulei de lavandă. Și acum voi pune într-o o linguriță de ien, de semințe de ien, cu ceșcuța mea de apă. Și punem așa aici. Și punem pe foc prima mască. Avem o linguriță de miere de albine, o linguriță de aloe vera, aici avem aloe, pulpă de aloe, vedeți? Ia uitați. Așa. O linguriță de iaurt. Aici câteva picături, 2-3 picături de ulei de lavandă și o capsulă de spirulină. Așa. Și am să pun peste mierea mea de albine. Aici am așa o linguriță de miere de albine. Voi pune o linguriță așa de, vedeți, rasă, de pulpă de aloe. Amestecăm așa puțin. Așa. Adăugăm capsula noastră de spirulină. Amestecăm încet. Așa. Adăugăm o linguriță de iaurt. Iaurt natural. Așa, le dăm deoparte. Și 2-3 picături de ulei de lavandă. 4 picături am pus. Dăm deoparte. Așa. Și amestecăm așa bine. Și aceasta este prima mască cu aloe, spirulina. Așa. Dăm așa deoparte. Aici avem vinul, așa, cu apa. Punem și îl strecurăm. Și vom adăuga puțin o linguriță de amidon și o linguriță de făină de orez. Și amestecăm așa bine amândouă. Adăugăm și 2-3 picături de ulei de lavandă. Acum vom strecura această compoziție. Și dăm deoparte.
acum vom pune și puțin gel de aloe, pulpă de aloe. Așa. O să punem așa o linguriță. Și amestecăm așa bine, că le încercați. Așa. O să amestec și aici în cea cu spirulină și cu aloe. Și acum, cu un pensionaj sau cu aceste discuri, puteți da pe față. Așa. Eu am să le las așa puțin, să las să se răcească aici. Așa. Și, cum am spus, în uleiul nostru, acum să mai completăm. Deci putem completa pentru parfum, pentru să fie mai concentrat cu lavandă, în ulei, în vasul nostru. Și avem plantele noastre pe care noi le-am cules. Vedeți, eu le pun așa în șervețele și le usuc. Și le țin așa agățate să stea la aer, nu la umezeală. Și scoatem. Așa. Ia uitați lavanda. Ia uitați ce bine arată. S-a uscat. Așa. Și luăm și punem ia uitați. O luăm, o strângem așa și o sfărâmăm. Și o punem în ce frumos miroase. Și o punem așa peste ulei. Deci să fie planta uscată. Așa. Și completăm. Completăm cu ce... Ia uitați. Lavanda. Așa. Și completăm aici. Și o să avem un ulei parfumat de lavandă. Așa. Așa, și o să amestecăm cu o codiță. Vedeți? Am pus toate plantele și acum amestecăm. Închidem. Și înainte de a folosi acest ulei, așa, și când mai aveți plantele, adăugați peste ulei și o să fie foarte concentrat. Așa. Și cine dorește, îl poate și strecura. Eu le las cu plantele în interior. Și închidem cu un cătucel. Borcanele înainte de a pune uleiul și aia trebuie spălate și sterilizate și după aceea puneți în... Aceasta este masca cu aloe și spirulina, masca cu aloe și semințe de in. Avem masca cu spirulina și dăm pe față. Aici avem masca cu aloe și cu semințe de in. Așa. Și tot la fel o să dăm pe față. Am să dau să pun un așa deoparte. Am să-l pun aici în față. Și înainte de a aplica această mască, vă spălați foarte bine pe față cu săpun, așa, să fie foarte curat. Și apoi, după ce ați făcut masca, încet, încet, vedeți? Așa, se aplică pe față. Eu aplic cu aceste discuri. Vedeți? Așa. Și puneți așa peste tot. Aceasta este cu spirulina și aceasta este cu semințe de in. Vedeți? Am să fac asta jumătate și jumătate. Așa. Eu mă dau pe față, că am fața spălată, doar mi-am făcut două dungi la ochi și un pic de ruj. În rest, eu nu-mi pun și nu-mi dau cu nimic niciodată pe față, că nu-mi place. Așa. Vedeți? Și dăm așa și ne facem frumoase. Și dați și pe gât, așa. Așa, pe decolteu, pe așa gât. Peste tot. Lăsăm să se usuce bine și după aceea
Așa, și o puteți conserva și pentru a doua zi. Dar să faceți cât mai puțină. Faceți o mască. Puneți o jumătate de linguriță din fiecare și faceți masca și o folosiți. Faceți o dată de două ori pe săptămână. Vă spălați după ce se usucă bine. Așa. Vă spălați, vă dați cu cremă hidratantă după aceea sau cu un ulei pentru... Vedeți? Aceasta este cu in și cu aloe. Să știți că aloe este foarte, foarte bun. Așa. Acestea sunt rețetele de astăzi. Vă doresc multă, multă sănătate și vă îmbrățișez pe toată lumea și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Astăzi vă salut cu masca pe față. Pupici o zi frumoasă în continuare. Și multă, multă sănătate. La revedere!